cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mor. Bună ziua din nou, oameni buni! Așa cum știți, când mai avem câte o ediție specială, facem aceste lucruri, intrăm în emisiuni care nu sunt la ora programată de obicei, dar când se întâlnesc mai multe lucruri de bine, în momentul în care putem face legătura între niște evenimente, o facem. Așa cum ați văzut în ziarul care a apărut astăzi prin numărul 600, că am avut marea bucurie de a avea un interviu cu celebrul regizor Copel Moscu, care e născut la Piatra Neamț și care s-a întâmplat să fie între ziua lui și aniversarea ziarului. Uite, astăzi avem prilejul de a intra în direct cu un personaj care este emblematic pentru lumea administrației, eu nu spun pentru lumea politicului. Împreună cu colegul Viorel Cosma, care este și el în studio, îl salutăm cu multă prietenie pe cel care n-a uitat de fiecare dată când aveam o aniversare la Mesager, o să transmită câte un mesaj, chiar dacă este de departe, să spunem așa, ca distanță, dar aproape ca suflet, domnul președinte al Consiliului Județean, Ilie Borojan. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, multă sănătate și la mai multe numere. Mulțumim, asta cu mai multe numere este extraordinară, ne gândim la ea tot timpul. Păi, scuzați-mă, de la precedenta urare la 500, au trecut deja 100 de numere, din 2021, din iulie. Domnul președinte, vă felicităm și noi cu ocazia a 3 ani de mandat la Consiliul Județean Oradea. Bihor, scuzați-mă, m-am obișnuit cu noastră la Oradea, știți? Așa? Pentru că astăzi împliniți această frumoasă vârstă de 3 ani de președinte. Noi cu 600 de numere, dumneavoastră cu 3 ani de președinte, încercăm să facem o punte peste Carpați și să facem legăturile care se pot face între Oradea, Bihor și Neamț, Piatra Neamț. Ce, nici nu știu, aș vrea să vă prezint mai în detaliu, dar lumea vă știe. Așa că aș vrea să intrăm direct în subiect, nu înainte însă de a ne vorbi puțin despre ziua Oradiei, că a fost de curând și noi de aici am avut reprezentanți acolo. Ce a însemnat ziua Oradei, așa ca manifestare? În 12 octombrie este o zi importantă pentru Oradea, pentru că sunt două evenimente din istoria orașului. 1918, când conducerea Consiliului Național Român din Transilvania a adoptat acea declarație importantă legată de autodeterminarea românilor și această poziție a stat la baza convocării adunării de la Alba Iulia și apoi a deciziei de a se uni Transilvania cu regatul României. Deci o chestiune importantă care s-a întâmplat la Oradea și noi ne mândrim cu această chestiune, că am fost și noi în Arcadia atunci, în moment important. Deci am făcut ceea ce trebuie înaintașii noștri. Și a doua dată importantă este 1944, când armatele române și sovietice au eliberat Oradea și de atunci, sigur, avem din nou administrația românească. Astea sunt momentele importante care sunt marcate în fiecare an, cu lansări de carte, cu evenimente culturale, concerte, defilări și așa mai departe. Vreau să vă spun că acum vreo 2 ani am fost în Oradea și am rămas impresionat, eu sunt și profesor de istorie, printre altele, de simbolistica care există în oraș vis-a-vis de trecutul istoric al orașului. Am rămas impresionat și am făcut fotografii și am încercat să vin cu ele și la Piatra Neamț, un oraș încărcat de istorie și el, ca să vadă cam cum stau lucrurile. Nu întâmplător v-am pus această întrebare, tocmai ca să subliniez faptul acesta că în Oradea există un cult pentru trecutul istoric al orașului, un cult pe care l-ați menținut și în calitate de primar, l-ați promovat,
tocmai pentru a oferi, zic eu, o identitate orașului. Așa este. Eu am avut onoarea și șansa să fiu la 100 de ani, la centenarul României, mari primar, și atunci am considerat că dacă tot am realizat 100 de proiecte de investiții pentru viitor, totuși se cuvine să marcăm și cei 100 de ani de istorie românească în Oradea. Și piața centrală, Piața Unirii, a fost, să spunem, înfrumusețată cu niște borne ale amintirilor pentru fapte care, cum să vă spun, au făcut să fim ceea ce suntem noi astăzi, adică România Mare, și poate undeva la granițe, la extremități, sentimentul ăsta este mai acut decât în centrul țării sau în zone unde administrația românească a avut o vechime mai mare. Dar în teritoriile care s-au alipit la România există, să spunem, o simbolistică mai puternică din punctul ăsta de vedere. Așa este. Acum aș vrea, dacă îmi permiteți, să trecem un pic la chestiunea asta arzătoare care se cheamă administrație. Eu o să-l rog și pe colegul Cosma să vă mai provoace, dar eu am la dumneavoastră o întrebare care mie mi se pare fundamentală pentru actul administrativ în România. Domnul Bolojan, spuneți-mi, cât de important este ca un primar sau un președinte de Consiliu Județean să aibă posibilitatea de a lua hotărâri împreună cu Consiliul, cu ce este, rapid, pentru că dumneavoastră, nu mai știu în primul mandat, dar în al doilea mandat știu sigur că ați avut o majoritate lejeră, recunosc mea culpa, nu mai știu în primul. Cât de important este majoritatea, să-i spunem, nu absolută, majoritatea aia necesară de 2-3 confortabilă pentru a lua hotărâri dureroase de multe ori pentru locuitori pe moment, după care ele își dovedesc sau nu utilitatea. E foarte importantă această chestiune pentru că, pe de o parte, ciclurile de dezvoltare ale unei comunități sunt lungi, pot fi de 20-30 de ani și deci stabilitatea este foarte importantă. Nu veți vedea primari de succes la primul mandat pentru că n-au timpul să facă proiectele. Proiectele înseamnă ani de zile de studii, de oportunități de accesare, de finanțare, de licitații, de realizarea lor. Și deci stabilitatea este foarte importantă și apoi capacitatea de a lua decizii atunci când cetățenii ți-au încredințat această autoritate a funcției de primar. Această capacitate înseamnă votul de 2/3, pentru că proiectele mari impun votul de 2/3. Vrei să faci un pasaj, vrei să faci o centură ocolitoare, vrei să faci un spital, dar n-ai suficient teren. Aproape orice proiect de anvergură presupune că se face pe un teren care nu este proprietatea comunității, nu este în domeniul public al orașului sau al județului. Primarea, ai nevoie de expropriere. Asta înseamnă vot de 2/3, înseamnă o coaliție sau un partid singur care are această capacitate de a lua aceste decizii rapide. Noi am accesat proiecte europene importante pentru că la multe dintre ele este regula primul venit, primul servit. Cine se mișcă repede, depune proiectul repede și deci dacă are toate elementele de la studiu de fezabilitate, la proiect tehnic, autorizația de construire emisă, primești un punctaj suplimentar. Dacă nu ți-ai făcut exproprierea, tu nu ai toate elementele astea și pierzi din punctaj. Și deci este foarte important nu doar să ocupi o funcție, ci să întrunești condițiile pentru a exercita cu maxim de autoritate această funcție și cu maxim de beneficii pentru comunitate. Oamenii nu sunt încântați dacă cineva este pe o funcție și în permanență este o dispută insuportabil într-un consiliu municipal, într-un consiliu județean, în care hotărârile nu trec, în care tot timpul se vor găsi motive de ce un traseu este bun, de ce celălalt este prost și așa mai departe. Și deci, dacă am reușit în acești ani să terminăm multe proiecte, este pentru că am avut majorități stabile și în primul mandat de 2/3, chiar dacă partidul
meu, Partidul Liberal, n-a avut o majoritate, dar am avut de fiecare dată grijă să întrunesc coaliții stabile, pentru că dacă nu ai aceste coaliții stabile, riscul să nu poți fructifica oportunitățile care apar este foarte mare și, sigur, primarul poate câștiga așa alegeri, dar se câștigă alegeri doar pe elemente de tip conflictual și nu pe elemente pozitive pe ce s-a făcut. Da, vă mulțumesc pentru că noi în Neamț avem această situație în foarte multe lucruri, inclusiv la Piatra Neamț, inclusiv la Consiliul Județean, situația conflictuală vorbesc, și am vrut ca să audă și aleșii noștri locali cum s-au făcut lucrurile într-un loc în care avem proiecte finalizate. Viorel stă acolo în studio și e gata să vrea să vă transmită și dânsul niște întrebări. Mă agăți de termenul continuitate, care este definitoriu pentru realizările administrației Bolojan în ansamblu. Eu fiind martor, cronicar al Oradiei, cel puțin în ultimii 20 de ani, că n-a vetit de 2-3 ori pe an. Chestia de continuitate, am punctat în urmă cu puțini ani, în vârf de sarcină al pandemiei, când România era o țară fără cap, și am scris un text pe care l-am trimis și domnului Bolojan, care se chema așa, Oradea, învierea României, în care explicam cum s-a organizat Bihorul pe linii de apărare, cum și-au numit comandant medical în persoana doctorului Gheorghe Carp. Doctorul Gheorghe Carp e cel care, sub administrația Bolojan, a modernizat două spitale pe rând. Le-a transformat într-un spital. Și după aia le-a unit și a renunțat la poziția de senator pentru ca să vină să administreze acest proiect unic în România. Rog pe domnul Bolojan să ne spună pur și simplu ce a avut în cap în urmă cu foarte mulți ani de zile când a demarat treaba asta, pentru că nu se putea face într-un mandat. Sunt foarte mulți ani de colaborare exemplară între domnul Bolojan și domnul Carp, căruia prietenii spun Gheorghe, știe foarte bine domnul președinte. Aș vrea doar să adaug, domnul președinte, că noi în Neamț ne confruntăm cu o situație explozivă la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și cel mai mare spital. De aceea insistăm exact. Să ne oferiți acest model. Gestionarea spitalelor și, în general, partea de sănătate este chestiune complicată, dar în același timp foarte importantă, pentru că în ecuația calității vieții, serviciile de sănătate decente sunt un element de bază. Mai devreme sau mai târziu, noi sau aparținătorii noștri vom ajunge într-un spital, deci pentru fiecare om, chiar dacă n-a ajuns într-un spital, condițiile pe care le oferă sunt foarte importante. Și atunci, noi am avut oportunitatea descentralizării spitalelor, o măsură pe care eu cred că s-a dovedit că este bună, pentru că asta a permis ca în multe locuri administrația locală să trateze cu prioritate acest domeniu. Și noi suntem într-o situație paradoxală în care mi-aduc aminte că după ce s-a făcut descentralizarea, având mai multe spitale, Spitalul Mare era la Consiliul Județean și spitalele mai mici erau la municipiu. Și atunci a fost o discuție despre reformă, pentru că orice făceam mai dur la un spital, se duceau managerii și se plângeau că, uite, îi presăm politic. De fapt, îi puneam presiune pe ei să îmbunătățească condițiile, să ia măsuri și așa mai departe. Da? Și a fost o discuție totuși legată de reforme. Cine vrea să facă reformă? Și la vremea respectivă, Consiliul Județean ne-a făcut această propunere să luăm toate spitalele. Pentru că tatăl meu a decedat într-un spital și știu condițiile în care fusese tratat, eu mi-am luat această răspundere atunci, chiar dacă eu sunt inginer de meserie. Și deci orașul Oradea este singura capitală de județ, din câte știu eu, la care toate spitalele, toate, și Spitalul Județean de Urgență este sub ordinea primăriei. Și am avut șansa ca managerul spitalului municipal să fie doctorul Carp, pe care domnul Cosma îl pomenea, un om cu mare experiență, care, având și el 20 de ani de funcție,
a avea înțelepciunea și experiența vieții să ia aceste măsuri. Ce am făcut? În primul rând, spitalele au fost fuzionate, deci n-am mai avut 5 directori, 5 directori economici, 5 directori medicali în care fiecare să facă... A fost un plan în care spitalele, fiecare a avut specializarea lui. Spitalul județean a rămas spitalul de urgență, spitalul municipal a rămas spitalul de diagnostic și tratament, deci nu ajunge în urgență. Secțiile au fost specializate, au fost și secțiile comasate, am abandonat spațiile mici, pavilionare, în care eram împrăștiați, am încercat să ne concentrăm în spațiile mari, profitând de fondurile europene, de bugetele publice, atât ale Ministerului Sănătății, cât și ale autorităților locale. În acești ani am crescut calitatea condițiilor hoteliere, am schimbat practic toată aparatura și am început să recrutăm medici, pentru că vă dați seama și la noi este o problemă legată de acoperirea tuturor specializărilor cu medici competenți. Am recrutat practic medici din străinătate sau de la alte spitale din România, oferindu-le inclusiv condiții de cazare, le-am dat casă, am avut un stoc de locuințe pe care le-am pus la dispoziția medicilor, pentru că nimeni nu se mută într-o localitate nouă dacă nu are niște bonificații de început ca să se pune, se acomodează. Și deci a fost o acțiune care continuă și astăzi și eu cred că asta este o direcție importantă, dar trebuie să fim foarte corecți. Rezultatele nu se pot vedea de pe o zi pe alta în acest sistem, pentru că investițiile sunt destul de mari, pe de o parte. Pe de altă parte, este o luptă cu mentalitățile și cu sistemul care funcționează în România, care are grave deficiențe structurale. Gândiți-vă, de exemplu, că n-am reușit de 30 de ani să plătim medicii în mod diferențiat. Astăzi, dacă avem o mare problemă, da, care are o vechime mai mare, dar face, nu știu, 5 operații, el ia un salariu mult mai mare decât un medic mai tânăr, care nu are gradele respective, dar care face 20 de operații. Mesajul care este? Oricât lucrezi într-un spital, iai un salariu relativ fix, de ce să stai într-un spital? Mai bine să mai faci un cabinet privat, mai gândești o formulă de tip parazitar, în care statul a rămas cu cheltuielile, deci am socializat cheltuielile și am externalizat profiturile, și aceste cauze de sistem sunt foarte problematice. Gândiți-vă, de exemplu, că dacă o autoritate locală vrea să facă o reformă într-un spital, nu poate să o facă în mod direct. Trebuie să își selecteze un manager din nou, Consiliul de Administrație. E destul de complicat să intervii. Dacă întrebăm în sistemul de sănătate românesc câte concedieri au fost făcute în ultimii ani, nu știu, din motive de malpraxis, de tratament nerespectos față de pacienți și așa mai departe, o să vedeți că sunt niște situații foarte, foarte puține, adică că nici nu cred că avem. Și deci toate tarele astea, de la sistemul de finanțare, gândiți-vă că noi în loc să finanțăm numărul de cazuri tratate, încă baza finanțării este numărul de paturi. Prin urmare, nimeni nu vrea să reducă paturile, chiar dacă rezolvă multe cazuri, de scade durata de spitalizare, pentru că îi se scade volumul de plăți de la casa de sănătate. Și deci capacitatea de a face reformă, dorința de a face reformă și tot ecosistemul ăsta medical nu este de natură a se îmbunătăți. Și deci, fără intervenții atât asupra sistemului în sine, dar și la nivel local, nu vom vedea rezultate spectaculoase în anii următori, decât foarte lent și în timp. Noi am reușit oare cumva ca, deci cu presiune puternică de la administrație, cu războaie destul de serioase pe care le-am avut în acești ani, și cu expertiză din interior și cu dorință de a face, să ieșim oare cumva, să spunem, din contextul ăsta general, dar și la noi mai sunt încă multe lucruri de îmbunătățit și sper că odată cu construirea
unui noului spital, acum este licitația într-o fază avansată, secțiile care astăzi sunt în niște spații necorespunzătoare, avem o secție de boli infecțioase și cea de pneumoftiziologie, TBC-ul, cum este cunoscut popular, vor funcționa în niște spații normale, dar cred că pentru oricine sănătatea rămâne o prioritate. Vorbesc de oamenii din administrație. Eu nu vreau să vă țin mai mult decât aveți timp. Ne spuneți când trebuie să încheiem, că eu v-aș ține la vorbă cât se poate de mult, pentru că eu le consider toate aceste lucruri niște învățături pentru cei de la noi de aici, cât au nevoie să ia din ele. Din ce a spus domnul președinte pe sănătate, un subiect, o zonă extrem de sensibilă, explozivă acum, ne? Mi-a să aminte o replică din Filantropica. Viața e complexă și are multe aspecte. Depinde cine se ocupă de ele. Corect. Spunea așa domnul președinte de chestiunea aceea cu medicii care se duc și își văd de privat. Eu de foarte mulți ani de zile am dat exemplu aici de bune practici. O să dau și numele. E un prieten excepțional de la Oradea, domnul președinte îl cunoaște foarte bine, doctorul Ovidiu Burtă, care a avut și funcții în managementul de spital. Și la un moment dat îl întreb pe Ovi, mă, dar tu nu ai cabinet privat? Nu. Cum adică n-ai cabinet privat? El fiind internist, gastroenterolog de top. Păi nu, eu am contract de management pe secția din spital. Vă mulțumesc, la revedere. Da. Domnul președinte, ce mi-a spus dumneavoastră cu spitalele, arată o viziune, cum să spun, înaintea lucrurilor care se întâmplă cât de cât exact acum. Dumneavoastră, sunteți unul dintre cei care ați promotorii Alianței Vestului, dacă nu mă știu, asta se chema, nu? Exact. Alianța Vestului. În ce măsură această Alianța Vestului a ținut loc, ca oportunitate, de, să spunem, o necesară regionalizare a României? Prin natura, să spunem, responsabilității noastre, depindem de proiecte care nu se pot realiza doar pe teritoriul nostru. Gândiți-vă, de exemplu, că primarul de la Piatra Neamț sau primarul de la Bârlad ar dori să facă niște parcuri industriale, dar pentru că sunt în estul României și nu în vestul României și noi nu avem autostrăzi, probabilitatea să vină niște investitori care să își calculeze că vor produce în România și vor exporta în vestul Europei scade foarte mult datorită acestui deficit de infrastructură care trebuie să o facă statul sau se dezvoltă pe teritoriul mai multor județe. Deci, contează contextul geografic în care ești și contează zona regională în care ești, noi încercând să colaborăm, fiind conștienți că depindem de infrastructuri regionale ca să le dezvoltăm și încercăm oare să completăm ceea ce face statul român, să susținem proiectele statului, pentru că și în ministere, chiar dacă există disponibilitate de a colabora, nu au capacitatea de a face foarte multe proiecte în același timp. Și atunci noi, colaborând, de exemplu, cu colegii noștri de la Arad, realizăm acum un proiect foarte important pentru zona de vest a României, atât din punct de vedere strategic, pentru că este drumul expres Arad-Oradea care leagă culoarul nord-sud european din Polonia și până în Grecia sau via Constanța, dar și în partea de vest a României, pentru că leagă cele două orașe și la final Clujul și Timișoara, practic cu autostrăzi. Și în felul acesta, deci colaborând, făcând proiecte împreună, ne susținem prin grăbirea realizării acestei infrastructuri și prin proiectele pe care le realizăm. Asta e o chestiune foarte importantă, pentru că, v-am spus, depinzi de aceste lucruri și în acești ani mi-am dat seama, după ce am ajuns la Consiliul Județean, că în ultimii 30 de ani, datorită dihoniei și, cum să vă spun, competiției prostești, gen cine poartă cocardă, cine ia primul cuvântul, cine traie prima panglică, s-au ratat foarte multe proiecte. Am văzut acum, de exemplu, în această perioadă, că împreună cu Primăria Oradea
Lucrăm la inelul metropolitan. Am făcut un parteneriat, un drum de 17 km care va ocoli Oradea. La rețeaua de pasaje care va debloca intersecțiile de la intrările în oraș. Ele, o parte nu sunt pe teritoriul orașului, dar nu-i tot una să ieși dintr-un oraș într-un blocaj sau să ai o șosea de 4 benzi fluentă care le aduce 5 minute din viață zilnic câștig tuturor navetiștilor care vin într-o anumită direcție. Facem, integrăm transportul cu tramvaele, cu cel feroviar, deci trenurile metropolitane, lucrăm împreună și deci acest tip de proiecte, de tip alianțe, de tip colaborări, trebuie dezvoltate peste tot și trebuie trecut de culoarea politică, de micile adversități personale. Am uneori asperități cu unii primari care sunt de la alte partide, dar am pus securea războiului, gata, am aruncat-o și hai să lucrăm împreună, să avem rețele de gaz, să avem rețele de canalizare, pentru că altfel, la blocaj, toată lumea știe să joace. E mai greu la construcție, unde, știți, trebuie să lucrezi, să mai faci compromisuri, nu merge altfel, dar asta e direcția, cred eu, corectă. Nu e atât de spectaculoasă, nu se vede de pe zi tata, dar în timp încep să se vadă diferențe de dezvoltare. Și aș completa. Una din lucrurile, cred eu, pe care le-am făcut eu ușor diferit, este că totdeauna am urmărit să am o administrație suplă. Deci am redus cheltuielile în administrație la maxim. Ați anticipat întrebarea. Asta era. Ați anticipat întrebarea. Eu vreau să vă întreb dacă acum, când ați început cu reducerile de personal, știați că va veni acum guvernul și va spune hai să reducem și noi măcar pe hârtie niște posturi. Nu pentru asta, știți, nu pentru o atitudine anti-etatistă, ci pur și simplu dintr-un instinct de conservare natural, pentru că în administrație, între 30% și 100% din totalul veniturilor unei primării sunt consumate de cheltuielile de personal. Vă dați seama că dacă faci o reducere doar de 10% acestor cheltuieli, dar dacă faci de 50%, ai niște economii importante. Și eu am mai spus, dacă în Oradea s-au făcut mai multe poduri, oredenii au înțeles că din economiile de salarii, în 2 ani de zile făceam un pod nou peste Crișul repede, da? Și faptul că, nu știu, 20 și ceva de ani nu s-a făcut niciun pod și după aia s-au făcut mai multe poduri, le-am explicat foarte simplu. Uite, aceste poduri se duceau pe apa Sâmbetei, nu pe a Crișului repede, pentru că ele erau tocate de niște colegi din primărie care nu justificau activitatea. Nu numai că ne consumau resursele care nu plecau în investiții, dar generau blocaje în activitate. Un om trebuie să-și o justifice cumva activitatea, hârtii în plus, avize în plus, birouri în plus, telefoane în plus și toate lucrurile astea generează în administrație, pe de o parte, o lipsă de respect din partea cetățenilor. Cetățenii nu ne respectă pe cei din administrație și din politică, pentru că nu livrăm în primul rând, pentru că cei din politică promitem destul de mult și nu acoperim aceste promisiuni cu realizări. Și foarte mulți români detestă în general sau resping administrația publică, pentru că știți, dacă tu lucrezi în hală de dimineață până seara, mai faci o oră în autobuzul care duce în locul de muncă și când treci pe la primărie sau pe la instituție publică, vezi pe oamenii a relaxat acolo, vă puteți da seama că te apucă frustrarea. Și eu am încercat ca și în instituțiile unde am avut un cuvânt de spus să impun acest spirit, unde trebuie să ne facem datoria față de oameni. Nu ei sunt în serviciul nostru, noi suntem în serviciul lor. Hai măcar să-i respectăm și în condițiile astea se vor vedea lucrurile și oamenii ne vor respecta și ei pe noi. Și vă spun, eu nu am angajat oameni. Deci nu mi-am adus o cohortă de oameni în administrație, ci cu oamenii pe care am găsit acolo, adevărat mai puțin. Și acum la Consiliul Județean suntem jumătate de cât am fost. Dar cu acești oameni, oamenii când văd că sunt respectați, că directorul face el angajările, nu-i bagă președintele de Consiliu Județean pe gât toți nepoții sau toți amploiații de la partid, el înțelege, dom'le, trebuie să-mi fac treaba, nu mi se cer ilegalități, hai să mergem înainte, și atunci sunt și directorii și oamenii din administrație parte a succesului
Și credeți-mă, se întâmplă schimbări pe care nu ți le imaginezi altfel. Deci oameni care s-au comportat, să spunem, neproductiv într-o anumită perioadă, dintr-o dată schimbă comportamentul pentru că regulile sunt altele. Și în psihologia comportamentală se spune clar că oamenii nu iau decizii în funcție de caracterul lor, ci de contextul în care se găsește. Deci, un om rău, să spunem, într-un context bun, îi schimbă comportamentul. Iar un om rău, cineva care aruncă hârtie pe jos, de exemplu, dacă vede că o zonă este curată, s-ar putea să se gândească, poate sunt camere de luat vedere, poate mă amendează cineva, hai să caut totuși un coș. Și deci îi schimbă comportamentul. Și asta s-a întâmplat în acești ani în administrație. Colegii mei, cărora le sunt recunoscători, pentru că ei sunt în spatele acestor proiecte, nu eu. Sigur, eu sunt o fațadă de multe ori, dar în spatele unor proiecte care se fac, sunt mulți oameni din sectorul public care sunt dedicați și care își fac datoria, dar cred că e loc de mai bine în foarte multe instituții. Și dacă, deci, Consiliul Județean Bihor funcționează astăzi cu 84 de angajați, inclusiv președintele și vicepreședinții, înseamnă că se poate prea puțin, admit să spunem asta, dar e clar că ar fi bine să nu depășim 100-120 de angajați nici în alte părți, pentru că nu se justifică. Se vede că după 3 ani de zile nu am colapsat, dimpotrivă, lucrurile merg, se dezvoltă proiecte noi, deci se poate și așa. Eu vă mulțumesc pentru participare. Viorel vrea să vă spună ceva la final. Sper că ați observat că la un moment festiv am simbolul pe masă, inima externă, cana oficială de Oradea. Eu vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare, poate facem o ediție specială a ziarului despre Oradea, pe care să o scriem ca pe un fel de, nu neapărat o lecție, cât o chestie de învățat pentru cei care sunt în zona noastră. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Aș mai avea doar o chestie simplă de adăugat. În urmă cu ani de zile, să fi fost 2015, decembrie, în cetatea Oradiei, începuseră sărbătorile de Crăciun, eram cu prietenii din Oradea, inclusiv medici, actori, nu-i mai numesc, era și domnul primar atunci. În 2016 avea să fie ales cu 70 și ceva la sută. Sunt unul dintre aia care am nimerit scorul. Și domnul primar, de sărbătoare, acolo, protocol, frumos, stătea la rând ca un simplu cetățean să cumpere ceva. Pe unde mai vedeți prin țară chestii de astea, dați-mi și mie telefon. Da. Mulțumesc pentru participare. Vă dorim cât mai mulți ani acolo unde vreți dumneavoastră să mergeți, pentru că eu v-am socotit om de administrație, în primul rând. Ați văzut că n-am vorbit de politică aproape deloc, deși sunteți un membru important și influent al Partidului Național Liberal. Vă doresc mulți ani ca să puteți schimba lucruri așa cum s-au întâmplat la primărie și la Consiliul Județean și noi să putem scrie despre lucrurile acestea în măsura în care ele se potrivesc și la Piatra Neamț. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, la mulți ani și dumneavoastră, cititorilor dumneavoastră și celor care vă ascultă. Vă dorim cele bune, numai bine, oameni buni. A fost Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, fostul primar al municipiului Oradea. Timp de trei mandate și cei care ați fost la Felix în zonă ați putut vedea cam ce se întâmplă acolo. Încă o dată, Nu, am mai insuflat ceva, cred. Acum îmi dau seama. Apropo de cum a redus personalul și toate reformele astea. Oamenii au învățat un lucru. Urmărind binele, urmărind să faci bine, chiar devii un om bun. Ok, așa este, încheiem așa. Mulțumim încă o dată, numai bine. Mulțumim și lui Bogdan. Te rog să pui genericul, să închidem. La revedere, numai bine. La revedere.